Pentru bărbec este o săptămână în care intrați în contact cu trecutul foarte mult. Este vorba despre a, a, a vă reîntâlni cu niște oameni de prin trecut, da, fie este vorba despre un partener, fie este vorba despre foști clienți, iar pentru alți bărbeci, bineînțeles, vă puteți trezi puși și niște situații în care ați mai fost cândva. Pe de altă parte, este o săptămână în care bărbecul e foarte mult concentrat pe cheltuieli pe partea asta de bănci și de ce nu este și o săptămână de curățare de purificare și asta mi îmi place foarte mult. Avem lună plină în scorpion, este o lună plină foarte puternică, domnul Pluto e implicat în poveste și de asemenea este o lună plină care pentru bărbec reprezintă o purificare, o eliberare unii fie o să fiți foarte mult concentrați săptămâna aceasta pe o curățenie generală.